onorată asistență, excelențe, stimați invitați, doamnelor și domnilor, dragi colegi, bine ați venit la evenimentul dedicat decernării certificatelor de grant pentru câștigătorii concursului organizat de proiectul Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului, AdTrade, finanțat de Suedia și Marea Britanie și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Îmi spune Natalia Costaș, sunt responsabilă de comunicare în cadrul proiectului AdTrade și pe parcursul următoarelor 60 de minute voi modera acest eveniment. Este o onoare pentru noi să-i avem astăzi alături pe excelența sa Stephen Mark Fisher, ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova, excelența sa Catarina Fried, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova și pe excelența sa Dima Alcatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. De asemenea, ne bucurăm de prezența reprezentanților organizației partenere în implementarea acestei inițiative. E vorba de Agenția pentru Inovare și Dezvoltare din Tiraspol și, desigur, salutăm prezența câștigătorilor concursului și a partenerilor proiectului AdTrade. Desigur că ne-am fi dorit ca acest eveniment să fie unul cu prezență fizică, să putem înmâna certificatele fiecărui câștigător personal, să le strângem mâna, însă contextul pandemic ne-a determinat să-l organizăm într-o formulă online. Acest lucru însă nu ne împiedică să comunicăm eficient, mai cu seamă că avem asigurată și traducere simultană între limbi, română, rusă și engleză, avem disponibilă opțiunea de chat pentru cazurile în care aveți o întrebare sau doriți să lăsați un mesaj sau dacă aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva o problemă de ordin tehnic. Așa cum spuneam, avem toate premisele pentru o comunicare eficientă și pentru a ne bucura împreună de rezultatele obținute. Iar astăzi chiar avem un motiv de bucurie. 10 femei din diferite localități din stânga Nistrului au obținut granturi din partea Suediei și Marii Britanii în valoare de până la 10.000 dolari SUA fiecare și vor mai beneficia de un program de mentorat pentru crearea sau dezvoltarea afacerii. Aceste antreprenoare sunt câștigătoarele concursului organizat de proiectul PNUD, la care au participat 102 femei din stânga Nistrului. Ideile lor de afaceri sunt diverse și prevăd crearea de noi servicii sau lansarea unor mărfuri inovatoare pe piața noastră. Ei bine, sunt sigură că sunteți nerăbdători să le cunoașteți, să le aflați istoriile, ideile de afaceri și planurile de viitor. De aceea, dăm start ceremoniei și am onoarea să-i ofer cuvântul domnului Stephen Mark Fisher, ambasadorul Marii Britanii în Republica Moldova. Excelență, vă rugăm! Stimată doamnă Costaș, mulțumesc frumos! Excelență ambasadoare Suedei Catherine Fried, doamna Dima Alcatib, reprezentantă rezidență PNUD în Republica Moldova, stimați oaspeți și colegi, reprezentanții mass media, domnilor și doamnelor, bună ziua! Îmi face o deosebită plăcere să fiu prezent la evenimentul de înmânare a certificatelor de grant în cadrul programului de susținere a femeilor antreprenoare din cadrul proiectului Dezvoltarea capacităților de export pe ambele maluri ale Nistrului, prin intermediul suportului financiar oferit de Suedia și Marea Britanie, în cadrul acestui program, avem drept scop susținerea și crearea oportunităților pentru femeile antreprenoare. Femeile sunt o forță economică puternică. Prin urmare, antreprenoriatul feminin trebuie încurajat, susținut și valorificat în continuare. Egalitatea de oportunități în viața economică a țării nu este doar un drept universal al omului, dar și un bun raționament pentru dezvoltarea economică. Pentru a și maximiza potențialul, economiile trebuie să valorifice abilitățile, creativitatea și munca asiduă a tuturor cetățenilor, indiferent de sex, etnie, credință sau orice altă caracteristică. Acest proiect, inclusiv aceste granturi pe care le acordăm astăzi acestor femei antreprenoare creative, are ca scop oferirea de oportunități și promovarea egalității. Știu că
procesul de selectare a celor mai bune idei de afaceri a fost destul de dificil. M-am bucurat să văd proiecte interesante din diverse domenii care pot aduce o contribuție importantă dezvoltării și sporirii competitivității economice. Fructe și legume procesate prin înghețare de șoc, branzituri artizanale, înghețată produsă după tehnologia italiană, ceaiuri din plante eco și din fructe de pădure, microverdețuri produse apicole. Prin intermediul acestor 10 granturi vrem să susținem la modul practic lansarea și dezvoltarea unor afaceri sustenabile care vor include concepte inovatoare și utiliza tehnologie moderne. Sunt sigur că aceste afaceri vor avea un impact pozitiv asupra comunităților locale prin generarea de noi locuri de muncă și a prosperității acestor comunități. Le doresc antreprenoarilor mult succes și încredere în forțele proprii. Iar întreprinderile gestionate de dumneavoastră să devină o verigă importantă a circuitului economic local, național și regional. Mulțumesc frumos tuturor! Excelență, vă mulțumim pentru cuvântul de salut, dar și pentru ajutorul generos oferit. Așa cum a menționat și domnul ambasador, susținerea femeilor în antreprenoriat este deosebit de importantă pentru economia Moldovei, în care includerea femeilor este comparativ redusă, mai ales a celor din mediul rural. Tocmai de aceea, un program similar se află în implementare încă de anul trecut în cadrul proiectului ATRADE, prin intermediul căruia au fost inițiate și susținute companii noi, ținând cont de participarea femeilor, tinerilor și migranților reîntoși. În baza susținerii oferite au fost create și menținute locuri de muncă, fiind un suport foarte valoros în contextul pandemiei. La toată această comunitate a beneficiarilor proiectului ALTTRADE, astăzi se mai alătură încă 10 femei. Și toate astea datorită unui parteneriat strategic între Marea Britanie, Suedia și PNUD. Am onoarea acum să-i ofer cuvântul doamnei Catarina Frid, ambasadoarea Suediei în Republica Moldova. Excelență, vă rugăm! Your Excellencies, Ambassador Stephen Mark Fisher. Excelențe, ambasadorul Fisher, dragă doamna Dimal Hatip, reprezentant rezident al PNUD, parteneri, colegi, oaspeți. Mă bucur foarte mult să fac parte din acest eveniment astăzi. Cu siguranță noi ne-am fi dorit să avem eveniment în persoană și sper să avem parte de mai multe de aceste evenimente în viitor. Noi am reușit să inițiem afaceri noi cu accent special pe participarea femeilor, tinerilor și imigranților reveniți. Am acordat asistență în acest sens, am creat locuri de muncă, am reușit mai multe la nivel personal și la nivel de comunitate. Luna trecută am reușit să vizitez câțiva antreprenori de pe malul stâng și să văd reușitele lor. Astăzi vom acorda încă 10 certificate de granturi și sperăm că acest eveniment va arăta faptul că ceea ce facem noi este o valoare și pentru generațiile ce urmează. Egalitatea de gen este ceva foarte important pentru Suedia. Și în domeniul economic lucrăm atât la nivel intern cât și la nivel internațional. Ne bucurăm că femeile antreprenoare vor primi instrumentele necesare și cunoștințele necesare pentru activitatea lor. Se discută foarte mult la diverse întâlniri faptul că trebuie să dăm și mai mult spațiu pentru femei antreprenoare. Și cu suport suplimentar din partea Marii Britanii vom putea organiza mai multe concursuri de granturi, să participe și mai multe femei. Ne bucurăm că sunt lansate mai multe companii care sunt conduse de femei și sperăm că cu ajutorul programului ATRADE vom implica mai multe femei de pe malul stâng al Nistrului și vom stabili relații economice de durată. Felicitări câștigătoarelor de granturi
și succes mult! Mult, excelență, așa cum spuneam la început, proiectul UpTrade este implementat de PNUD, care oferă toată asistența tehnică, expertiza și soluțiile necesare pentru abilitarea oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și dezvoltarea social-economică a țării. Am plăcerea acum să-i ofer cuvântul doamnei Dima Alcatib, reprezentanta rezidentă PNUD în Republica Moldova, pentru un cuvânt de salut. Excelență, vă rugăm! Thank you very much. Mulțumesc. Excelențe, ambasador Catarina Fried, ambasador Stephen Fisher, colegi, parteneri și antreprenori. Bine ați venit la această ceremonie organizată în cadrul inițiativei comune a Suediei, Marii Britanii și PNUD. Proiectul UpTrade a schimbat mai multe lucruri în viața oamenilor care trăiesc pe ambele maluri ale Nistrului. În ultimii ani ne-am confruntat cu provocări fără precedent generate de pandemia de COVID. Femeile au fost foarte mult afectate. Studiile recente, de asemenea, arată că foarte multe persoane au pierdut locurile lor de muncă din cauza COVID-ului. De asemenea, criza din sănătatea publică nu se limitează doar la sănătatea publică, afectează și domeniul social, și școlile, și afacerile. Și sprijinul pentru întreprinderi micro, mici și mijlocii, de fapt, este foarte, foarte important în ceea ce privește recuperarea de pe urma pandemiei de COVID. Fără aceste întreprinderi, dezvoltarea sustenabilă la nivel local ar fi în pericol. Și astăzi sărbătorim inteligența, curajul femeilor din regiunea transnistreană care au avut suficientă tărie de caracter să facă acest pas, să-și realizeze visul, să meargă mai departe, ca viața să devină mai bună. Vă felicit, dumneavoastră vă alăturați unei familii de circa 26 de beneficiari care deja au fost susținuți de proiect și sper să mergeți mai departe și să demonstrați că ideile dumneavoastră într-adevăr au avut un potențial enorm. Dumneavoastră veți avea parte de instruiri dedicate, de mentorat, de coaching, astfel încât afacerile noastre, într-adevăr, să devină sustenabile și competitive. Vreau să folosesc această oportunitate să exprim aprecieri sincere partenerilor noștri pentru contribuția generoasă ambasadei Marii Britanii, ambasadei Suediei, guvernelor acestor țări. Astfel, facem intervenții strategice și consolidăm rezultatele măsurilor de consolidare a încrederii. Este foarte important, inclusiv și în contextul platformelor care implică ambele maluri ale râului. Felicitări! Așteptăm cu interes produsele și serviciile pe care le veți dezvolta, care să îmbunătățească nivelul de viață din țară. Mulțumesc și aștept cu interes continuarea evenimentului. Atât. Excelență, vă mulțumim foarte mult! Sperăm să rămâneți cu noi în continuare și să vă bucurați de acest eveniment, pentru că urmează încă multe momente interesante. Bună oară, următoarea prezentare. Probabil că vă întrebați cum au fost selectate câștigătoarele de granturi, pentru că totuși a fost un concurs acerb. Au fost depuse peste 100 de dosare, din care au fost selectate 10 propuneri pentru finanțare. Mai multe detalii despre procesul de selectare și criteriile de evaluare ne va spune managerul proiectului UpTrade, domnul Dumitru Udrea. Domnule Udrea, aveți cuvântul, vă rugăm. Bună ziua! Bună ziua la toți! Excelență, vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele de încurajare pe care ne le-ați spus nouă echipii proiectului, beneficiarilor și toți celor care sunt prezenți astăzi în cadrul evenimentului. Am pregătit o prezentare. În primul rând vreau să spunem la toți care de fapt este și obiectivul proiectului, care a fost lansat în anul 2019 și urmează a fi implementat până în anul 2023, cu susținerea financiară a partenerilor noștri, a Marii Britanii și a Suediei.
Obiectivul de bază este de a asigura, de fapt, că femeile și bărbații de pe ambele maluri ale râului Nistru au condiții și mijloace de trai mai bune, datorită unei cooperări între aceste două maluri și oportunitățile oferite de acordurile de liber schimb la care Republica Moldova este parte. Ceea ce, cu siguranță, contribuie la edificarea unui mediu de încredere și cooperare între cele două maluri ale Nistrului. Vreau doar să reamintesc că proiectul, astăzi avem posibilitatea să vedem doar unul din programele care sunt susținute de către proiect, însă proiectul are trei componente de bază. Un prim component este, ține de schimbul de informații și de cunoștințe în ceea ce ține de acordurile de liber schimb și oportunitățile care le oferă documentele sau aceste acorduri. Acum vorbim despre acordul de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană, la fel vorbim și de acordul de liber schimb semnat între Republica Moldova și Regatul Marii Britanii și alte acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este parte. De asemenea, proiectul are și o a doua componentă în care noi lucrăm cu companii mari, companii cu potențial de export, care le susținem în ceea ce ține de certificare, de schimbarea modului de a face afaceri. Îi ajutăm să găsească parteneri peste hotare și să încheie acele contracte de export care sunt foarte necesare. Și o a treia componentă, de fapt, în care se înscrie și evenimentul de astăzi, ține de inițierea startup-urilor și dezvoltarea companiilor tinere. Vreau să zic că ce a fost la baza pregătirii sau elaborării acestui program, conform datelor statistice, la 1 ianuarie 2021, pe malul stâng, au fost înregistrate în jur de 4500 de entități, de întreprinderi micro și mici. Iar numărul de persoane care sunt angajate în cadrul acestor companii este în jur de 5,6%, ceea ce, în comparație cu media europeană, cu media de pe malul drept, este cu mult mai mică, dacă să vorbim despre acea medie de 60%. De aceea considerăm că acest sector necesită și are un potențial de dezvoltare, totodată știind că, de fapt, întreprinderile mici, micro și mici sunt ca un catalizator sau ca un promotor în ceea ce ține de lansarea de noi produse și servicii noi, de adaptarea la condițiile de șocuri, cum ar fi pandemia. De aceea, acest sector urmează și în continuare să fie o prioritate pentru noi. La fel, conform unor studii, atât locale cât și internaționale, știm și vedem că femeile au fost printre cele mai afectate urmare a pandemiei COVID. Spre exemplu, 60% din toate disponibilizările care au avut urmare a pandemiei au fost anume afectate femeile. Femeile au fost cele mai afectate când vorbim despre sectoarele în care ele activează sau au o afacere. Sectoare cum ar fi Horeca, sectoare textile, sunt sectoare predominant feminine. De aceea și acest program pe care ne propunem și lansăm astăzi ține de anume de susținerea femeilor antreprenoare de pe ambele maluri, însă acum evenimentul ține anume de femeile de pe malul stâng al ministrului. Vreau să zic câteva cuvinte în ceea ce ține de competiția. Ea a fost lansată la sfârșitul lunii iulie și s-a încheiat la mijlocul lunii august. Pe parcursul, în data de 34, au fost organizate două sesiuni de informare cu suportul partenerilor noștri de pe malul stâng, Agenția de Inovație și Dezvoltare, iar ele au fost organizate în Râmnița și Tiraspol, unde au participat peste 150 de fete și femei la aceste sesiuni, ceea ce, de fapt, și ne-a permis ca să avem o rată foarte mare de aplicații în cadrul acestui program. Am recepționat 102 cereri de finanțare. Conform ghidului aplicantului, care a fost unul publicat și toți participanții în cadrul acestui concurs cunoșteau despre toate aceste criterii, dacă vorbim despre eligibilitate, noi ne-am propus să susținem companii tinere sau startup-uri, companii care sunt gata să vină cu cofinanțare în cadrul acestor proiecte în valoare de minim 20%,
companii care sunt disponibile să angajeze sau să creeze adițional două locuri de muncă în cadrul fiecărui proiect, dosarul să fie complet și companii sau antreprenoare care nu au beneficiat până acum de asistența proiectului. Ca urmare, vă rugăm să, dacă puteți să schimbați slide-urile ca să vedem și noi informația pe ecran. Deci urmare acestor criterii de eligibilitate au fost selectate 62 de cereri de finanțare pentru a fi examinate ulterior în cadrul concursului de granturi. După cum cunoașteți, conform procedurilor, avem comitet de evaluare format din reprezentanții donatorilor a Suediei și a Marii Britanii, reprezentanților PNUD, unde au fost examinate aceste propuneri de proiecte 62. Ele au fost examinate conform la 5 indicatori de bază. Vorbim despre competitivitatea afacerii și relevanța nișei pe piața selectată, ideile să fie idei inovatoare, sustenabilitatea economică a propunerii sau a afacerii și potențialul său de creștere, nu în ultimul rând și a avut un punctaj foarte mare, potențialul de cooperare între maluri, cooperarea cu alte întreprinderi de pe malul opus pentru a produce bunuri și servicii cu valoare adăugată sporită. Și cu siguranță este, așa precum și obiectivul nostru a proiectului nostru, este impactul afacerilor asupra comunităților locale. Cum aceste propuneri și idei inovatoare pot și urmează să contribuie la dezvoltarea acestor comunități și nu în ultimul rând este vorba de capacitatea afacerilor de a crea locuri de muncă anume pentru grupurile vulnerabile, vorbim despre femei, despre persoane cu dizabilități, vorbim despre emigranții reveniți în țară urmare a crizei pandemice. În urma acestor criterii de evaluare și punctajul acordat, au fost selectate cele 10 proiecte și idei de afaceri reprezentanții cărora astăzi sunt alături de noi și vreau încă o dată să, și din partea echipei proiectului să le felicităm pentru ideile de afaceri bine punctate și bine pregătite. Ca un ultim slide, doar vreau să zic că acestea ar fi rezultatele scontate până în anul 2023. Vorbim acum doar de 10 proiecte. Cele care sunt acum în implementare, începute anul trecut, sunt alte 21 și dacă luăm în considerare toate programele și instrumentele financiare care sunt puse la dispoziție de către proiectul A-Trade, vorbim de peste 700 de companii susținute până în prezent prin intermediul proiectului. Vă mulțumim foarte mult! Succes în continuare! Domnule Udrea, vă mulțumim mult! Ne-ați convins că ideile de afaceri selectate sunt inovative și că au meritat toată asistența și că vor fi sustenabile și vor contribui cu adevărat la îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiune. Cred că a venit momentul să cunoaștem câștigătoarele acestui concurs. Și pentru asta vă propunem să vedem împreună un filmuleț, ca să aflăm chiar de la ele ce afaceri vor lansa sau dezvolta și cum își văd ele viitorul peste câțiva ani. Vă rugăm filmulețul! Мы живем возле леса, прекрасная природная зона, ну прекрасное место. Все, что связано с растениями, просто ложится нам на душу. Когда мы начали проращивать самые простейшие, это редис, капусту, брокколи, через неделю, через месяц у нас появился такой спортивный интерес, а что будет, если прорастить и так далее. Мы научились проращивать лен, клевер, мы дошли до кунжута. Перечень нашей микрозелени огромен. Наши планы, конечно, грандиозны. Первое, что мы хотим, это расширить сеть потребителей. Мы хотим, чтобы наша продукция дошла буквально до каждого дома. Второе, мы хотим получить сертификацию нашей продукции. А третье, мы хотим открыть свою школу, мы хотим научить людей, чтобы они сами выращивали и проращивали это у себя. Работая в фитнесе,
мы заметили, что люди с повышенным весом или люди, которые нуждаются в реабилитации после травм, не посещают зал. На это есть несколько причин. В некоторых есть стеснение, комплексы из-за своего внешнего вида. Для других нету нужного оборудования, нету условий, нету специалистов. Разработав эту проблему, я решила соединить фитнес и реабилитацию, создать реабилитационную фитнес-студию с МС-оборудованием, сформировав хорошую команду со специалистами, в которую входит реабилитолог, МС-специалист, массажист, диетолог. Через 5 лет я вижу сеть фитнес-реабилитации TerraFit. И в планах еще реализация по франшизе в Молдове, на Украине, в Российской Федерации. Пчелы работают всю жизнь, то есть они такие трудолюбивые, у них все так налажено, мне очень приятно смотреть на это, интересно наблюдать, как у пчел все налажено. Мы занимаемся пчеловодством уже более 10 лет, это наш семейный бизнес, наше семейное дело. В 2019-2020 году в связи с пандемией, теплая зима, засуха, то у нас из 25 ульев осталось только 5. Папа, конечно, за этот год уже немножко приумножил, их уже 10 уликов. Но все же я решила помочь своей семье, своему любимому делу. Пчеловодство – это мое любимое дело. Очень люблю качать мед, помогать папе. И решила создать бизнес-план. Узнала о проекте от Trade. Очень мне понравилось, то есть я решила попробовать свои силы. Через 5 лет я вижу, что у нас уже собственная медовая лавка, то есть со всеми медовыми продуктами, может быть, даже планируем в будущем оборудование. Также мы не хотим останавливаться, чтобы продавать мед только в своем регионе. Я хотела бы, чтобы мы вышли на новый уровень. Я местный предприниматель, занимаюсь изготовлением сыров, мягких, французских. Тех сыров, которых невозможно доставить к нам сюда ввиду их некоторых особенностей. У нас есть сыры с белой плесенью и есть сыры без белой плесени. По названиям это у нас самые востребованные камамбер, камамбер с черным трюфелем и реблошон. Где-то около года мы уже вышли как на рынок, но вся подготовка в общей сложности 3 года заняла на разработку всех рецептур, на изготовление вот непосредственно того вкуса, той фактуры. Продукты все разные, все красивые. В первую очередь это кому важно, и они ПП, то есть это правильное питание, они сделаны из хорошего сырья, высококачественного. Я хочу выйти на международный уровень. В течение 5 лет планируем работать дальше с французскими предпринимателями, много опыта мы у них перенимаем, очень много технологий нам оттуда пришло, ко всему прочему, все полностью оборудование, все, что необходимо для сыров, мы заказываем именно во Франции, в Европе. În acest filmuleț am văzut doar o parte dintre antreprenoarele care și-au propus cu asistența Suediei, Marii Britanii și Pnut să creeze noi servicii, mărfuri, locuri de muncă și chiar să inițieze parteneriate cu oamenii de afaceri de peste hotare. Acum avem plăcerea să vă prezentăm toate cele 10 câștigătoare în cadrul unei ceremonii virtuale de decernare a certificatelor de grant. Deci, numeam certificatele de grant, sincerele voastre felicitări pentru următoarele femei de afaceri. Irina Noscova, care va produce fructe și legume procesate prin înghețarea instantanee. Anastasia Volskaya, care va crea un serviciu inovator pentru verificarea calității culturilor cu folosirea dronilor agricole. Ksenia Nikova, care va deschide un studio video pentru organizarea evenimentelor online, la centru de astăzi.
Ana Lașco, care va produce înghețată gelato după o tehnologie italiană. Ina Picul. Ina va deschide o cafenea specializată în prepararea clăcitelor. Maria Mileva Dmitrișina, compania care este specializată în producerea brânzeturilor artizanale. Alina Zatica, care va diversifica și va mări volumul de produse apicole. Irina Postica, care va produce ceaiuri din plante de păși și din fructe de pădure. Irina Băinegre, care va dezvolta un centru de reabilitare. Și Natalia Gratilova, specializată în creșterea și comercializarea microverdețurilor. Felicitări, dragi antreprenoare, și mult succes în tot ceea ce v-ați propus. Suntem siguri că veți deveni în scurt timp o sursă de inspirație și un model pentru alte femei care vor dori să pornească o afacere, așa cum ați făcut-o și domniile voastre. Ne-am dorit mult ca fiecare beneficiar să ne vorbească despre afacerea sa, pentru că ați văzut, chiar sunt inovative și interesante, însă așa cum timpul ne presează, vă promitem că pe parcursul următorilor ani o să auziți și nu odată despre antreprenoarele noastre și succesele lor, despre roadele muncii lor. Dar astăzi vom oferi cuvântul Irinei Noscova din orașul Tiraspol și o rugăm pe Irina să ne spună cum a apărut ideea aceasta de afaceri și cum va asigura durabilitate pentru această idee. Здравствуйте. Bună ziua, Ирина. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Носкова. Я хочу начать со слов благодарности донорам. Я мама троих чудесных детей, и данная поддержка для меня очень важна и просто необходима. Я благодарю посольство Швеции, посольство Великобритании за помощь и содействие в открытии бизнеса в рамках реализации проекта ProOn at Trade. Идея моего бизнеса заключается в создании местного производства шоковой заморозки фруктов, овощей и ягод на базе использования высококачественного сырья с обоих берегов Днестра. Данный проект позволит круглый год обеспечивать наши семьи свежими овощами, фруктами и ягодами. Глубокая заморозка – это технология, в результате которой овощи, фрукты и ягоды могут долгое время сохранять свои товарные качества и свою свежесть. Их легко хранить, транспортировать и в будущем экспортировать. На протяжении проекта я планирую трудоустроить минимум 3 человек и создать бренд, который будет известен, ну, как минимум в нашем регионе. Я считаю, что пищевое производство актуально и выгодно всегда. В нашем регионе отсутствуют действующие вот производители аналогичного продукта шоковой заморозки. И в наших климатических условиях существует постоянная потребность в витаминах. Поэтому замороженные фрукты, овощи и ягоды всегда пользуются спросом. Я слышала много отзывов от других участников проекта UpTrade и видела их историю успеха на страницах агентства инноваций и развития. И я искренне счастлива стать частью этого проекта, потому что сбылась моя давняя мечта. И я еще раз от всей души благодарю посольство Швеции, посольство Великобритании и ProOn at Trade, так как у меня не было финансовой возможности, и с вашей помощью она появилась, и теперь я могу открыть свое дело и приносить пользу людям. Спасибо огромное. Doamna Noscova, вам mulțumim și noi, și вă dorim mult succes, perseverență și curaj. Așa, și să vedem ce afacere urmează să dezvolte o altă doamnă, Ana Lașcu, din satul Gâsca. Ana, bună ziua și vă rugăm să ne spuneți și nouă de ce ați participat la acest concurs și care sunt așteptările dumneavoastră. Ana, мы вас не слышим. Немножко громче, если можете. Громче просто говорите. Алло, добрый день.
Добрый день. Да, да. Добрый день. Представители посольства Швеции, посольства Великобритании, ПРООН и все присутствующие партнеры и участники. Меня зовут Анна Лашко. В рамках реализации проекта ПРООО от Trade планирую создать и открыть производство настоящего мороженого джелата. В регионе растет количество небольших кафе, кофеен, развивается стритфуд. Все эти форматы используют как раз замороженные десерты и, конечно, мороженое. Мороженое джелато я первый раз попробовала в Италии, и тогда я решила, что этот продукт обязательно должен появиться и у нас. Джелато отличается от промышленного мороженого технологией приготовления, рецептурой, ингредиентами, жирностью и низким содержанием воздуха в продукте. Мороженое джелато не производится в нашем регионе, что делает этот продукт уникальным. Свой стартап я планирую открыть в Бендерах. У меня уже есть договоренности с кафе и пекарнями о сотрудничестве. В проекте я планирую трудоустроить минимум 2 людей и изготавливать лучшее мороженое в регионе. Хочу поблагодарить посольство Швеции, посольство Великобритании, ПРООН и Агентство инноваций и развития за помощь и поддержку, то, что у нас у предпринимателей есть возможность для реализации своих бизнес-идей. Спасибо огромное. Doamna Lașco, și noi vă mulțumim mult și abia așteptăm să gustăm înghețata dumneavoastră. Așadar, noi mergem mai departe. Exact acum un an, 21 de antreprenori de pe ambele maluri ale Nistrului au fost selectați în cadrul unui concurs similar organizat de proiectul ATR și au obținut asistență financiară pentru procurarea de bunuri și servicii în valoare de până la $15,000 fiecare, precum și consiliere individuală pentru dezvoltarea sau pentru lansarea afacerilor sale. Pentru a se adapta la noile realități impuse de pandemie, antreprenorii au mai beneficiat și de instruire și de asistență pentru digitalizarea afacerilor, pentru dezvoltarea site-urilor companiilor și pentru promovarea online a afacerilor sale. Asistența acordată produce deja rezultate. Companiile și-au dezvoltat capacitățile de producere și și-au sporit vânzările. Doi beneficiari ai proiectului au fost asistați să-și vândă producția în rețelele comerciale. Beneficiarii au reușit să angajeze peste 60 de persoane, dintre care 46 sunt din grupuri vulnerabile, alte 45 de persoane și-au păstrat locul de muncă, după ce erau pe punctul de a fi disponibilizați din cauza crizei pandemice. Și îl avem astăzi cu noi pe unul dintre acești 21 de beneficiari, domnul Vladimir Necrasov, și îl rugăm să ne povestească despre experiența sa și ceea ce a reușit să obțină cu ajutorul Suediei, Marii Britanii și PNUD în acest an, care n-a fost unul deloc ușor. Domnule Necrasov, bună ziua, aveți cuvântul. Добрый день, присутствующие конференции. Меня зовут Владимир Некрасов, я являюсь бенефициаром проекта ПРООН АТРЕЙД. Немного о себе. Долгое время жил, работал в России. Планировал вернуться на родину, открыть свое дело. И участие в конкурсе позволило мне реализовать эту мечту. В этой связи хотелось поблагодарить посольство Швеции, посольство Великобритании за поддержку моего проекта и скорейшая репатриация. Бизнес-идея заключается моя в том, что в нашем регионе не развит такой вид автотюнинга, как покраска автомобильных, мотоциклетных дисков, а также комплектующих порошком. То есть это своеобразная технология, которая имеет массу преимуществ, долговечность, стойкость покрытия. Благодаря гранту я осуществил свою идею и свою мечту. Значит, в рамках проекта я получил оборудование, необходимое для восстановления, для создания бизнеса. Это печи, необходимые станки, оборудование для покраски порошковым. Помимо необходимого оборудования,
Был также разработан сайт, где мог каждый и может сейчас ознакомиться с предоставляемыми услугами. Также был разработан логотип, напечатаны визитки, созданы социальные сети и пошита уникальная форма с логотипом для меня и моей команды. Также в рамках проекта я прошел курс обучения по основам бизнеса, где я почерпнул для себя очень много нужного и интересного, как вести переговоры, как продавать товар, для чего нужен личный бренд и его необходимость в бизнесе. На данном этапе в нашей команде 3 человека. Вот, мы растем, мы увеличиваем продажи, планируем расширение. Ну и в заключение хотелось еще раз поблагодарить посольство Швеции, посольство Великобритании и команду проекта Trade за предоставленную возможность, а также большую благодарность Агентству инноваций и развития за поддержку информационную и психологическую. Domnule Necrasă, vă mulțumim. Cred că toate cele 10 câștigătoare v-au ascultat atent, pentru că au și ele de parcurs același drum. Credem cu adevărat că toate aceste afaceri vor aduce rezultate palpabile în scurt timp, pentru că de asta vor avea grijă echipa proiectului Atrade și mentorii din cadrul organizației parteneri a proiectului, Agenției pentru Inovare și Dezvoltare din Tiraspol, care le vor oferi consultații individuale, instruiri pe parcursul următorilor 2 ani. O avem alături de noi pe Zinaida Emilianova, directoarea acestei agenții, și o rugăm să ne spună despre pașii care urmează să-i fac antreprenoarele noastre, care sunt serviciile de care vor beneficia și poate să le oferi și câteva sfaturi de început pentru a reuși în lumea afacerilor. Zinaida, bună ziua și aveți cuvântul, vă rugăm! Добрый день. Чуть презентацию, очень короткую. Если видно, скажите, что все хорошо. Да, я тут Убине, все хорошо. Да. Хочу начать с того, что Агентство инноваций и развития рады продолжить совместное сотрудничество в рамках проекта ProOn Atrade. Мы выражаем огромную благодарность посольству Швеции и посольству Великобритании, а также выражаем огромную благодарность за оказанное доверие в реализации проекта, который содействует развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. Наша основная миссия как партнеров – это поддерживать предпринимателей и содействовать их устойчивости и конкурентоспособности. Было сказано, что в августе, в июле мы запустили конкурс, были проведены 2 информационные сессии, охватили более 150 присутствующих на данных сессиях. Очень важно отметить, что провели более 200 консультаций, привлекали экспертов, в том числе и юристов, и бухгалтеров, которые помогали по отдельным критериям, консультировали по определенным моментам, например, по выбору органовых форм ведения предпринимательской деятельности и так далее. Результатом этой работы получение 102 заявок, о которых говорил господин Дмитрий Удря. Эти заявки в основном больше 50% эти заявки были от просто физических лиц, от незарегистрированных начинающих предпринимателей. Хочу отметить, что данные цифры показывают огромную заинтересованность женщин в финансовой устойчивости. Мы очень много сегодня говорили об основных направлениях бизнес-проектов, которые на данный момент выбраны. Это 10 проектов, вы о них слышали, поэтому наши дальнейшие действия это на сегодняшний день мы активно запустили процесс заключения договоров с бенефициарами, организовываем процесс закупок в соответствии с международными политиками и работаем планом каждого бенефициара. Одновременно с этим агентство инноваций и развития выявляет
потребности бенефициаров. После этого будет запущена коучинговая программа индивидуально для каждого и для 10 бенефициаров одновременно, а также на протяжении 24 месяцев информационную, образовательную и консалтинговую помощь для бенефициаров. Уверены, что данная программа позволит создать и развить существующий бизнес, открыть новые рабочие места и улучшить бизнес-среду в регионе. Спасибо. Doamna Emilianova, vă mulțumim, vă mulțumim mult. Onorată asistență, am ajuns la finalul acestei ceremonii și e momentul în care puteți adresa întrebări sau transmite un mesaj. Dacă există, vă rugăm. Între timp, mă uit pe chat și atât că văd o întrebare și am să o citesc. Așa, spuneți-mi, vă rog, când vor mai fi alte concursuri de granturi la care am putea participa și noi. Este un ajutor așteptat mult, mai ales în sate. Iată așa o întrebare. Și cred că am putea să-l rugăm pe domnul Udrea, dacă ar putea să ne răspundă la această întrebare. Domnule Udrea, rugăm. Mulțumesc, Natalia. Noi acum, de fapt, Pe lângă acest concurs de grant, am mai finalizat alte patru concursuri de grant în care anumite activități urmează să fie implementate în susținerea mediului de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului. Spre exemplu, unul din concursuri este dezvoltarea capacităților de advocacy, da, organizațiilor de susținere afacerilor. În intermediul acestor, spre exemplu, sunt patru proiecte, ei urmează să dezvolte și capacitățile și susțină companii de pe ambele maluri ale Nistrului. De aceea, de exemplu, în cazul acestui program, vor fi identificate în jur de 80 de companii de pe ambele maluri ale Nistrului, care ulterior vor obține asistența prin intermediul proiectului și programelor respective. De aceea ar fi bine să țină pulsul pe progresele și anunțurile care vor fi în continuare anunțate și aplicarea la aceste programe. De asemenea, începând cu anul viitor, vom începe pregătirea unui noi competiții în ceea ce ține de antreprenoriat social. La fel, încurajăm cei care ne privesc acum să urmărească pagina web a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, unde, de fapt, noi tot timpul, sau rețele sociale, unde noi tot timpul publicăm aceste anunțuri și sesiuni de informare care sunt ca o parte a acestor competiții să participe în cadrul lor și să fie gata de a aplica la următoarele programe și instrumente care ne propunem să le lansăm în viitorul apropiat. Mulțumim! Domnule Udrea, vă mulțumim mult pentru acest răspuns. Dacă nu mai sunt alte întrebări, nu văd alte întrebări, atunci e momentul să vă mulțumim mult pentru participare și pentru implicare. Și permiteți-mi să adresez un cuvânt de mulțumire încă o dată Suediei, reprezentanților Suediei, Marii Britanii și PNUD pentru acest ajutor valoros și generos și să mai adresez o dată sincere felicitări tuturor femeilor antreprenoare și să le dorim mult noroc și perseverență pentru viitor. Sănătate și o zi frumoasă tuturor!